Înaintea izvor curții Oeleuda, aerului Doamnele mi-au născut și mi-au crescut. Moșoane Comunei Moldavica. De fapt, moșoane numai la Comuna Moldavica. Poate să pot intre mâștile, poate joc să intre mâștile, care sunt extraordinar de frumoase.
Șoiel și Moșoiguța, cele mai arcaice forme ale creștinismului care se păstrează în Dobrogea, doar în comuna lui Cavița și sperăm noi se vor vedea și de acum înainte, în viitor, pentru că Moșoiul reprezintă marca înregistrată nu numai a comunei lui Cavița, și pot să spun Moșoaiele, cel care ne-a reprezentat cu succes și a fost invitat la Muzeul Țăranului Român, la Muzeul Satului, la Primăria Capitalei și în alte județe ale țării, au fost peste tot de-a lungul timpului, au fost în Strasbourg, în Franța, au fost în Austria, la Viena, au fost peste tot. Îl invit pe domnul maestru Gheorghiță Trandafir împreună cu ansamblul Moșoaiele pentru a asculta colindele noastre vechi, bătrânești, ale Moșoaielor. Cred că evoluați din an în an, într-adevăr, anul ăsta chiar comentam cu domnul Valcea jos, parcă lucrurile sunt mai frumoase, mai plăcute decât anul precedent. Eu nu pot să spun decât un singur lucru, ca să fiu scurt, că lumea vrea să vadă spectacol. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, Ștefănuț, să duci lucrurile mai departe, să le dezvolți, să le pui pe fiecare la locul lor, pentru că ceea ce faci tu pentru Lucavița, eu o spun unde am ocazia să o spun, nu se întâmplă în județul Dulcea, nu te flatez. Îmi ești mult prea simpatic, mult prea apropiat de o vreme. Mă rog întotdeauna să-ți dea Dumnezeu puterea ca să continui să mulțumești acești oameni care te au la suflet. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, să faci lucrurile din ce în ce mai bine. Mulțumesc foarte, foarte mult, să știți că lucrurile acestea nu le-am făcut singur, ci cu împreună cu toți cetățenii comunei care iubesc cu adevărat comuna Lucavița. Așa este, dar primarul este unul Ștefănuț, da? Mulțumesc, mulțumesc! Domnul prefect, cum vi s-a părut? Felicitări, domnule primar, într-adevăr o manifestare deosebită și chiar discutam cu colegii, este singura care se face în ajunul Crăciunului în județul Tulcea. Și poate nu numai, de asta am cunoștință, că în județul Tulcea nu mai avem altă manifestare, chiar era în planul nostru de activități și zic, domnule, trebuie să fie ceva deosebit. E într-adevăr ceva deosebit. Felicitări! Felicitări tuturor! Vă mulțumim foarte frumos și vă mulțumim și dumneavoastră, stimați cetățeni, și să știți că Moșoaiele vor pleca, știți foarte bine, pe la casele noastre în această seară până dimineață. Vă recomand, de fapt știți asta, să nu lăsați poarta închisă, că o să o găsiți în derea. Așa că, mai ales cei care au fete, atenție, atenție! Numai eu, de când sunt primar, am adunat vreo 4-5 de aici la Bulata. Așa că, cel puțin,
câteva cete trebuie să primiți până vă veți culca, dar de fapt această noapte știți cu toții că noi luncăvițerii, rachelenii, dormim îmbrăcați în această seară, pentru că este seara Crăciunului, seara moșoaielor. Mulțumesc, domnul maestru, mulțumesc, dragi prieteni, mulțumesc lui Mihai Zbuglia și tuturor celorlalți prieteni care ne-au ajutat în fiecare an să ducem această tradiție maestrului, prietenilor mei, că de acum sunt prieteni, că smar, nu mai sunt elevii mei, de la ansamblul Moșoaile și de la celelalte ansambluri care au evoluat pe scenă. Duceți tradiția mai departe, oameni buni, învățați copiii să facă măști, să învețe colinde și să respecte tradiția noastră dobrogeană. Sărbători fericite! Noi ne vom reîntâlni aici de bobotează la întrecerea cailor în timpul zilei, unde avem și un vin fiert pentru cei care consumă de bobotează. Sărbători fericite! Ia să vedem, domn maestru! Stimată gazdă, vă mulțumim că ne-ați invitat, vă mulțumim că ne-ați ascultat. Ansamblul Moșoaiele din Lucavița vă dorește multă sănătate, sărbători fericite și tradiționalul la mulți ani! La mulți ani!